Salut pescari! Sunt Sorin, tot pescar și blogger pe www.totpescuit.ro și astăzi vă iau cu mine la pescuit. În momentul acesta sunt plus 37 de grade Celsius, așa că ne-am retras undeva la umbră pentru că vreau să vă zic două cuvinte despre pescuitul de astăzi. Vom pescui pe râu la somn. Nu multe specii continuă să se hrănească în zilele caniculare de vară, dar somnul o face și o face intens. Întotdeauna am avut partide foarte bune la somn în luna august, așa că avem toate motivele să fim optimiști. Merită să căutăm somnul în această perioadă în zonele ceva mai adânci, cu structuri subacvatice. Așa că mă voi axa în principal pe un pescuit cu năluci moi, voi folosi gume de 10 cm, echipate pe jiguri de 21 și 28 de grame. Cam acestea sunt gramajele potrivite pentru râul pe care pescuim astăzi. Nu voi face un pescuit clasic de jig, însă, care arată în felul următor. Lansezi, ajunge momeala pe fund, o ridici, o lași să cadă, o ridici, o lași să cadă. Și mai degrabă voi pescui în felul următor. Lansezi, momeala ajunge pe fund, iar apoi o recuperez undeva între ape, la fel ca un wobbler. Am luat cu mine astăzi două tipuri de echipament. O lansetă de spinning de 2,70 m, echipată cu o mulinetă mărimea 4000, un fir textil cu rezistență 20 de kg, căruia i-am atașat un lider monofilament de 60. Al doilea combo pe care l-am luat e un combo de cast, cu un fir ceva mai subțire care taie curentul mai bine și la fel un lider monofilament de 0,60 mm. Dacă vreți să știți exact ce echipament folosesc, voi pune link-uri în descrierea videoclipului. Pe lângă provocarea de a pescui la plus 37 de grade Celsius, avem și o provocare de natură tehnică. Camerele de acțiune nu sunt capabile să filmeze la asemenea temperaturi. Pur și simplu se supraîncălzesc și se închid. Așa că avem o fereastră foarte scurtă, trebuie să prindem pește și să o facem repede. Hai să vedem cum ne descurcăm la proba practică. Hai la pescuit! Da, băieți! Da, băieți! În sfârșit, el e! În sfârșit un atac! Pescuiesc deja de mai bine de o oră, fără să am vreun atac. Credeam că va fi o zi fără pește, dar iată că în sfârșit a tras somnul. Oh, ce frumos luptă! Super, super frumos! Suntem deja la jumătatea lunii august și e pentru prima dată când văd râul limpede. Ai, ce frumos se vede! Ce frumos se vede somnul prin apă! Sper că-l vedeți și voi! Ai! Super frumos! Super frumos! Oh! Ce pescui frumos!
Uite-l pe domnul somn. Oi, ce frumos e. Super pește. Super pește. Spectacol. Spectacol pe râu, prieteni. Ce frumos se vede în apa asta limpede. O, ce bine a luat năluca. Foarte adânc. A fost hotărât. E aproape în gât. Am văzut-o mai înainte când a deschis gura. Gata, e pregătit să îl aducem în barc. Să luăm minciogul. Când am comandat minciogul ăsta, am crezut că nu-l voi folosi niciodată. Super! În sensul că voi prinde pești foarte mici și îmi va fi rușine să iau cu minciogul ăsta. Dar uite, prieten, că a fost un an bun. Nu e prima dată când îl folosesc. Ai, uite ce frumos e. Uite ce frumos e, super. Super. Da. Haideți să vedem dacă reușesc să vă arăt cât de adânc a luat năluca. Ia uitați, prieteni, cât de adânc a luat năluca. Ia uite unde e. Uiu, wow! Uite că am reușit. Uite. Asta e năluca. Un storm hit shot de 10 cm. Și haide să vă arăt și captura, prieteni. Uite-l. Uite-l. Un super somn, prieteni. Un super somn de râu. Super pește. Super pește. Oh, ce partidă frumoasă. Da. Da. Uite ce frumos e. Uite ce frumos e. S-a odihnit puțin. Oh, ce rău e. A vrut să mă muște. Hai, hai, fii cu minte. Ai luptat frumos. Hai, e timpul să te duci acasă. Uite ce frumos e. Uite ce frumos e. Super. Super pește. Hai, ne vedem data viitoare. Du-te.